În ochii celor mai mulți, lucrătorul sexual modern e adesea redus la o simplă victimă a circumstanțelor sau la un produs al unor alegeri de viață proaste. Cu toate astea, aceste noțiuni precuncepute ignoră istoria variată și complexă a prostituției din întreaga lume. De-a lungul secolelor și pe tot globul au existat multe locuri și timpuri în care atât prostituatele însele cât și relația lor cu societatea diferă puternic de perspectiva modernă și tipică. Așadar, iată o istorie a prostituției în diferite momente, inclusiv în Evul Mediu. Bordeluri în Babilon. Chiar dacă prostituția pare să existe de când lumea, începând cu triburile vânătorilor culegători, prima documentare clară despre acest fenomen vine din Babilonul Antic. Potrivit lui Herodot, Babilonul avea temple special amenajate pentru prostituție în numele zeilor. Legătura dintre religie și prostituție a fost îndelungată, fiind menționată chiar și în Biblie sub forma prostituției de cult. Babilonul a fost probabil primul mare centru de vânzare a serviciilor sexuale, deși asociem adesea prostituția cu sexul în schimbul banilor, în teorie poate fi schimbată pentru diverse bunuri sau servicii. În Babilonul Antic, probabil că era oferită în schimbul purității religioase și spirituale. Codul lui Hammurabi. Din timpul domniei lui Hammurabi datează unul din cele mai vechi seturi de legi de pe pământ, Codul lui Hammurabi. Acest cod se ocupa de o mulțime de subiecte diferite, cum ar fi economia și comerțul, legile civile și penale, cum ar fi furtul, legile privind căsătoriile oficiale ale vremii și, bineînțeles, prostituția. Referindu-se la prostituție, codul lui Hammurabi spune că dacă o soră a unui zeu sau o prostituată primește un dar de la tatăl ei și un act în care s-a precizat în mod explicit că poate dispune de el după bunul său plac și își dă întreaga dispoziție asupra lui, dacă apoi tatăl ei moare, atunci ea poate lăsa proprietatea sau oricui dorește. Frații ei nu pot ridica nicio pretenție asupra ei. Această replică e deosebit de grăitoare, deoarece întărește ideea că primul mare oraș metropolitan cu bordeluri înfloritoare a fost orașul antic Babilon. Grecia antică. Atena din antichitate a fost un centru comercial vital al lumii cunoscute în acea epocă, de la perioada clasică în timpul lui Socrate, Platon și Aristotel până la sfârșitul democrației ateniene. Prostituția a fost o formă de divertisment pentru negustorii care călătoreau frecvent și erau în largul mării. Fără ocolișuri, Atena era un loc în care prostituția și petrecerile abundau cu evenimente care rivalizau cu cele din cultura occidentală până la apogeul Imperiului Roman. În ciuda reputației sale stoice și filozofice, Atena antică era în realitate o uriașă petrecere. Industria sexuală era în plină expansiune, iar femeile ateniene care o practicau își dezvoltaseră un veritabil talent pentru tact și etichetă. Unele purtau chiar și pantofi cu inscripția „Urmărește-mă” în greacă pe talpă, atrăgând astfel clienții în urma lor ca într-o strategie publicitară. Întrucât majoritatea bărbaților atenieni nu se căsătoreau până la 30 de ani, prostituția era o modalitate pentru ei de a avea o viață sexuală fără a fi legați de angajamente pe termen lung. Bordelurile din Atena erau la fel de diverse ca și obiceiurile din orice centru comercial internațional, cu mulți sclavi capturați în cuceriri transformați în prostituate exotice. Dar prostituția nu se limita doar la bordeluri. Existau și prostituate de stradă, numite pornai, care își desfăceau afacerile în alaiurile din spatele străzilor animate ale Atenei. În plus erau heterae, prostituate mai intelectuale și mai sofisticate, femei libere din oraș. Acestea erau persoane de o inteligență și iscusință remarcabile, uneori alfabetizate, care aveau anumite putere și prestigiu social și politic. Ele erau echivalentul antic al escortelor moderne, însoțind bărbații la evenimente sociale importante și petreceri. La fel ca în prezent, grecii antici aveau propriile lor forme de sugar daddy, cu mulți bărbați care își alegeau concubine și escorte permanente pe care le împărțeau chiar și cu prietenii. Roma antică. În Roma antică, influența Greciei antice nu a rămas doar o amintire. Roma a devenit cel mai puternic imperiu al lumii antice și a împrumutat multe elemente din cultura greacă, până în punctul în care cele două culturi erau foarte similare și interconectate pe parcursul unei mari părți a istoriei romane. Un exemplu e festivalul Floralia, o versiune romană a Mardi Grasului, unde oamenii se adunau în oraș pentru a sărbători, dansa și asculta muzică într-o atmosferă festivă care includea și prostituție ca o parte obișnuită a vieții sociale. Bordelurile erau o componentă comună a vieții pentru clasa superioară a romanilor. Aceste locuri de întâlnire erau considerate afaceri legale și sociale, fiind acceptate de la 200 înainte de Hristos până în 250 după Hristos, o perioadă considerabilă pentru un imperiu.
În orașul Pompeii, cunoscut pentru distrugerea sa în urma erupției vulcanului Vesuviu, sexualitatea, bordelurile, prostituția erau întâlnite frecvent. Bordelurile erau amplasate în apropierea zonelor rezidențiale ale celor din eșanoanele superioare ale societății, reflectând influența sexului în viața publică și privată. Societatea romană nu evita discuția despre sex, ci dimpotrivă. Îl îmbrățișa activ. Plăcerea activă era valorizată, iar căutarea și obținerea plăcerii erau prioritare. Această atitudine a contribuit la reputația Romei ca un centru al desfrâului și deviației sexuale, culminând cu petreceri sexuale masive comandate de împăratul Caligula pe bărci special construite pentru aceste activități scandaloase. Evul Mediu. Contrar percepției populare, Evul Mediu nu a fost o perioadă deosebit de restrictivă în ceea ce privește aspectul sexual. Deși creștinismul era ideologia dominantă în Europa în acea perioadă, cu principiile sale de modestie și virtute, oamenii din Evul Mediu privau sexul ca pe o parte naturală a vieții. Fără el, strămoșii noștri medievali nu ar fi existat, ci sunt numeroși. Bordelurile erau o parte integrantă a vieții medievale, asemenea celor din Grecia Antică. Ce a început ca o practică rară, deoarece prostituția era predominant urbană, iar Europa medievală era în principal rurală, a devenit uluitor o afacere în plină expansiune, cu femeile vânzându-și serviciile către cel care oferea mai mult. Între timp, biserica adoptase o poziție mai înțelegătoare decât s-ar crede, recunoștea nevoile bărbaților de a-și satisface dorințele sexuale și considera că femeile bune din comunitate trebuiau protejate, astfel că priveau prostituția ca pe un rău necesar, dar mai mic decât alte păcate. Chiar a devenit în ochii lor un rău necesar. Ulterior, prostituția a fost chiar recomandată de către cultura medievală pentru a trata diverse afecțiuni atribuite tensiunii sexuale refulate. În cele din urmă, biserica nu numai că a acceptat și a închis ochii la această practică, ci a și aprobat-o. Prostituția era omniprezentă în întreaga Europa medievală, iar activitatea sexuală era la fel de comună ca și în trecut, cu excepția că nu era subiectul literaturii. Oamenii din Evul Mediu practicau la fel de mult ca și contemporanii lor din antichitate și din zilele noastre, doar că nu vorbeau despre asta la fel de des și atunci când o făceau, o abordau cu o delicatețe remarcabilă, folosind expresii precum a smulge un trandafir. Viciul victorian. În timpul gloriei sale tehnologice și a expansiunii imperiale, Anglia victoriană nu este adesea asociată cu prostituția și libertinajul sexual, dar acest lucru era o realitate. Similar Evului Mediu din Europa, care a precedat epoca iluministă, Anglia victoriană era un paradis pentru proprietarii de bordeluri. De fapt, prostituția reprezenta cel mai mare venit pe care o femeie îl putea obține în acele vremuri. Există numeroase aspecte fascinante despre prostituție din acea perioadă, iar câteva dintre cele mai notabile includ, se estimează că doar în Londra, la sfârșitul anilor 1800, trăiau 80.000 de prostituate. Bordelurile prosperau, iar în ciuda percepției noastre că erau ascunse, ele erau de fapt legale. Merită menționat că Jack Spintecătorul nu a întâmpinat dificultăți în a-și alege cel puțin 5 dintre victime dintre prostituate și a le ucide în spații deschise fără să fie oprit. Parfumurile exotice și străduțele slab luminate erau caracteristice ale Londrei victoriene, iar Jack Spintecătorul a scos la iveală latura întunecată a prostituției, faptul că prostituatele erau vulnerabile în fața prădătorilor. În vremurile moderne, în care egalitatea este un principiu fundamental al societății noastre seculare, recunoaștem acum că prostituatele sunt ființe umane care merită respectul și drepturile de bază, ceea ce era un rar în trecut. Istoria nu a plâns după moartea prostituatelor, iar asta arată evoluția noastră morală și respect sporit pentru drepturile omului. Femeile din vestul sălbatic. Deși bordelurile și prostituția sunt acum ilegale aproape peste tot, în SUA nu a fost mereu așa. La un moment dat erau practici sociale larg acceptate și extrem de comune, special pe măsură ce coloniștii avansau spre vestul Americii. Călătoria era grea, deoarece America de Nord era un continent vast, dificil de străbătut, iar călătorii aveau nevoie de locuri unde să se relaxeze și să găsească divertisment. Vestul sălbatic a oferit un mediu propice pentru ca prostituția să prospere fără constrângerile legale sau ideologiile stricte. Bordelurile nu oferau doar servicii sexuale, ci și alcool în cantități mari, heroină, opiu și alte droguri. Drogurile erau considerate parte integrantă din experiența completă a bordelului din vestul sălbatic. Dat fiind că mulți călătoreau, erau în tranzit în căutarea unor oportunități mai bune spre vest, multe din acele localuri serveau și ca hoteluri, oferind camere de odihnă, companie feminină și toată băutura și drogurile pe care le puteau dori. Bordelurile din vest erau centre ale activităților morale, discutabile. Nu e de mirare că aveau loc numeroase confruntări armate și jafuri de trenuri. Cunoscute sub numele de case de salon, multe din aceste localuri aveau o cameră mare deschisă, un bar și între 6 și 12 prostituate din care un bărbat putea alege în timpul vizitei.
Unele dintre aceste femei câștigau sume impresionante, până la $1000, o sumă enormă pentru acele timpuri. Băuturile alcoolice, precum bourbonul, lichiorul, vinul, alături de trabucuri, erau consumate frecvent, asemănător cu scenele pe care le vedem în filmele western. Bordelurile erau o afacere înfloritoare în vestul sălbatic, profitând de cererea și condițiile sociale ale epocii. Astfel, prostituția a evoluat într-o formă complexă și variată de-a lungul istoriei, depășind adesea percepțiile preconcepute și simpliste ale societății moderne. De la templele speciale pentru prostituție din Babilonul antic, la bordelurile prosperând din Roma și Anglia victoriană, până la casele de salon din vestul sălbatic al Americii, istoria prostituției dezvăluie nu doar schimbările în relația cu societatea, ci și modurile în care acestea au fost percepute și reglementate în diferite epoci. Acest parcurs istoric subliniază complexitatea și diversitatea experiențelor prostituției și invită la o înțelegere mai profundă a acestei realități sociale și culturale. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!